Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Atunci propun să începem și mulțumesc că ai spus da invitație mele, Antonio. Cu plăcere. Iar prima întrebare este, pe cine admiri cel mai mult și de ce? Oh, Doamne, e o întrebare grea. Grea pentru că în viața mea am avut foarte mult persoane care am admirat și la care am încercat totdeauna să le am ca punctul de referință în viață, știi? Și trec de la nivelul personal și aici vorbesc, nu știu, de bunici din partea lui mama, bunici din partea lui tata, bunico, mai bine spus, bunico din partea lui mama și din partea lui tata, dar și mama mea. Dar îți fac un exemplu, m-am făcut bucătar din cauza un unchiu, adică un frate lui bunicul meu, că a fost unul din bucătarii preferate lui Mussolini în Italia. Am ajuns bucătar și din cauza mama mea. M-a plăcut să cânte și atunci admiram foarte mult un unchiu de-al meu care cânta și era foarte, foarte bine văzut. Adică îmi plăcea cum stătea el cu publicul și de la el cum interacționa și de la el am luat asta. Crede-me, în tot sinceritate, că eu cred că persoanele care noi le admiram, da, nu e una singură. Uh-huh. Sunt persoane care... E un tipar sau... Nu, sunt persoane care intră într-o anumită fază din viața ta. În ce moment ești în viață? Da? Uh-huh. Într-un moment, nu știu, că eram la psihologie, nebuneam pe un mare profesor de acolo, care se chema Paolo Bonaiuto, și era... sper că mai trăiește, un om extraordinar, cu 4 diplome. Wow. Când vorbea el, eu stăteam așa. Absorbeai tot. Da. După care am plecat de acolo și te repet, bunicul, aia. N-am avut unul singur. Ok, nu a fost o singură persoană. Nu, pe un termen mai lung. Nu. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să-l numim? Nu știu dacă chiar e un sens pozitiv, dar este un sens liniștitor, adică să nu mai am așteptări. Așteptări să nu mai ai. Da, am fost foarte dezamăgit de, așa a spus, prietenii, și aici vorbesc de prieteni și de viață, care m-am dat seama că sunt în stare să cacă pe cadavre. Și afară din asta, m-am dat seama de cât poți să fie superficial. Că deja calcatul pe cadavre este ceva care îl respect. Uite, e tare, este așa, ok. Dar să fii o persoană superficială, să fii... nu-mi place. Și atunci, ce m-am schimbat foarte mult în ultimii 2 ani, este chiar chestia asta cu... raportul cu prietenia s-a schimbat enorm. Da. Asta, deci asta ar fi, cumva să nu mai ai așteptări către... Absolut. Uh-huh. Adică și eu că am fost totdeauna un om care am avut așteptări. Uh-huh. Pentru că fiind un om care crede foarte mult în cealaltă persoană, eu cred foarte mult în oameni. Asta continuu să-l fac, vezi? Dar continuu să cred în oameni, să nu mai am așteptare. Da, cu condiționarea asta. Exact, este o condiționare că am pus. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau un concept, care ar fi acela? Iar, ai cumva 5, 10, 12 ore, 15 ore să stăm să vorbim. Că văd că întrebările sunt foarte interesante. Și nu sunt întrebările, așa cum le spun eu, de tipar. Ce bine. Mă bucur. Ce bine. Este un lucru. Eu când am citit proiectul tău, m-a fost frica, iar că vin cu niște întrebare tiparizate. Nu. Eu conceptul care încerc să îl înveț pe toată lumea în continuu și pot să spun că am participat la foarte multe forum și aici în România, este conceptul de eu pot. Adică eu spun eu pot de când am 11 ani.
De când m-am acertat prima oară cu tatăl meu pentru că n-a vrut să mi cumpăr contrabasul, pentru că m-a spus așa, el fiind sicilian, din asta, din sud, băi, lasă cu muzica asta, cu formațiile, cu tempenile, să te ocupi de școala. Și l-am arătat că eu la 13 ani eram pe scenă. Ce tare! Da? Și m-am cumpărat singurul instrumentul, plăteam 1000 de lire pe lună, wow, pentru un bas electric. Și atunci, în toată viața mea, am încercat să-i transfer la celălalt conceptul de eu pot. Da, suma căpuți. Încrederea în tine, cumva. Exact. Sincer, și echipele mele de bucătărie le predau conceptul ăsta, pentru că, dacă nu, ei n-ar putea să muncește cu mine. Solicitările sunt așa de mari că nu se poate. Și ideea asta de eu pot este o idee care eu am nevoie să-l transmit la tot lumea care lucrează cu mine, pentru că eu cred că în viața singurul lucru foarte important este aia de a investi în tine, pentru că este cel mai mare investiție care îl faci. Adică celelalte investiții sunt făcute din lucruri materiale, banii care poți să le pierzi și poți să le faci înapoi. Dar, din păcate, nu ai cum să cumperi înapoi timpul tău. Da? Timpul dată că a trecut s-a dus. Și atunci chestia asta cu eu pot te ajută să investești bine pe tine. Pentru tine. Pentru tine și pe tine. Da. Chiar pe și tine. Și automat și pentru cei din jur. Că... Bineînțeles. 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 Adică dacă vrei să faci niște lucruri de un anumit fel, trebuie să ai mentalitatea asta. Cumva ai intuit următoarea întrebare? Nu. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Doi, sincer să fiu. Da. Prima, i-am început în contemporanea, aproape în contemporanea, muzica și bucătăria. Combinate cumva? Adică eram la școală, da, și am început să cânt și aveam 11 ani jumate, cum te spuneam înainte. Și bucătărie l-am început la 16 ani jumate. Eu tot timpul am încercat să le combin pentru că erau două plăceri ale mele. La început bucătărie n-a fost o plăcere, că speram vase, se mure ca ei mei, că nu este deloc o plăcere. Dar ideea este că în 80 eram cel mai bun frontman, acum vorbim de muzică, eram cel mai bun frontman din Român Jos. Adică eu le-am niște bani care erau impresionante. Și mă și descurcam foarte bine la ce făceam, cum cântam, cum cântam la bas, cum cântam cu voce, cum țineam publicul. Chestia care mi-a rămas și astăzi, adică aia a fost o experiență foarte, foarte bună, mai ales că în perioada aia am făcut o pauză și am lucrat ca și clown într-un circ. Și clowneria este o școală care ar trebui să-l facem toți noi. Da? Da, pentru că este o școală grea, este o școală, adică să faci un om să se simte bine și să ride, este lucru cel mai greu în absolut. Mai ales să-l faci și să se simte bine și să ride fără să faci o sarcastică, un umor în care te servești, adică folosești ca mijloc alți oameni. În clowneria nu te bat jocul de politici, nu te bat joc de obiceiuri, nu, în clowneria sunt reflexe, știi? Ar putea să te aduc aminte de frații Marx ca ideea. Clowneria mea a fost aia, da? Și care m-a ajutat foarte mult și cu care am învățat să țin în frâu publicul. Adică eu mă găseam cu 5.000-10.000 de persoane pe, sub scenă și nu mi-era frică, nu mi-era... Intram pe scenă și... Din păcate, undeva în 87, droguri și alcool au pus capăt și atunci am lăsat... Am hotărât să las complet zona asta. Zona asta.
Și m-am lăsat și de droguri și de alcool. Deodată. Și a fost o reușită totală, chiar pentru că eu pot. Înțelegi? Da. Și n-am avut nevoie de nimeni. Adică de seara până dimineață. Scurt. Da? Și droguri era, vorbim de cocaina. Și, și pentru asta, chestia asta mi-a ajutat foarte mult astăzi să înțeleg oamenii. În partea cealaltă, bucătăria a fost iar o mare realizare, pentru că și când m-am reapucat de bucătărie în România în anii 90 și în 94-95, m-am întors în Italia să văd ce se întâmpla cu bucătăria italiană, pentru că bucătăria în Italia a cam stat din anii 70 până în anii 86-87. Era o bucătărie foarte prostă. Adică o bucătărie... Nu evolua. De tradiție și atât. Da, mâncai foarte bine anumite chestii care le facea și mama acasă, dar eu n-am conceptul că în restaurant trebuie să mănânci ca la mama acasă. În restaurant nu trebuie să mănânci ca la mama acasă, pentru că dacă vrei să le mănânci ca la mama acasă, du-te la mata și îți face de mâncare. Vii în restaurant pentru că ai nevoie de altceva. Car. Ai nevoie de niște senzații diferite. Și atunci am avut ambiția asta de me repune în joc și m-am repus în joc târziu, la 28 de ani, 29 de ani, 30 de ani cât aveam, și a ieșit bine. Astăzi am 60 și cred că din punctul de vedere al bucătăriei chiar a ieșit bine și tot merg înainte, nu mă opresc, mai ales acum că am pe fiul meu, pe Michael, iar în România, că este un șef incredibil, foarte, foarte bun. El s-a întors în România, da, după că a lucrat în jumătate de Europa. Și îmi place foarte mult ce a adus, m-a adus un pic de vântul din tinereță și noutate. A adus energie. Da. Mă bucură. Următoarea întrebare. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Prietene dragă, te răspund la întrebarea asta cu o chestie foarte scurtă. Da. Cartea mea preferată, că a stat pe noptiera, se numește Elogiul nebunie, de Erasmus da Rotterdam. Atât. Cred că te-am răspuns scurt și la obiect. Da. Ok? Da. Bun. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Foarte, chiar e foarte greu de... În momentul ăsta în cap mă trec foarte multe gânduri de chestia că am văzut, de lume că moare de fame, știi? Ne știm foarte, foarte bine tot lumea. Dar poate lucrul ce cel mai frumos ar pune un soare și un cerul albastru și el a scrie jos, vezi că este gratis. E gratis. Bucură-te de el, oricum ar fi. Nu face război. Adică indirect asta aduce la mai multe chestii. Știi? Da, da, de acolo pleacă. Da. Ce faci când nu te poți concentra sau când nu ești focusat pe ceva anume? Se întâmplă de multe ori. Dacă am posibilitate, mă opresc și încerc să mă resetez. Fel de pauză, detașare. Da, pur și simplu mă opresc, mă pun pe un scaun, mă întind din spate, închid ochii și eu pornesc de la ideea că dacă nu pot să mă pot focusa, este pentru că în creierul meu s-au deschis foarte multe sertare și este un pic de dizordine. Și atunci eu în dizordine greu reiesc să lucrez. În dizordine reiesc să creez, dar nu să lucrez. Că sunt două lucruri diferite. Sunt. Da? Sunt. Și atunci mă pun jos și încep să închid sertarele și se vede un pic de spațiu și se poate să mă focusez. Să te reîntorci. Da, da, da.
Pentru că dacă tot încerci să faci un efort, este posibil că faci niște greșeli. Dacă fericirea ar fi monedă națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Pot exact ce fac. Ce tare! Pot exact... Foarte mult lumea mă întreabă de ce în viața mea am făcut așa de puțin concedii. Ok. Și am încercat să le explic la toți, că și mulți nu mă înțeleg. Că se face concediu de la ceva care te oprime, care nu-ți place, care... Eu ce să fac concediu dacă m-am ales meseria că îmi place și mai mult? Adică eu am terminat psihologie în 82. Puteam să fiu psiholog. Da, clar. Da? Puteam să umblu la cravată și să am... Cu totul altcineva. Da, în studio de... În 77, 78, unchii mei ar fi vrut eu să intru în banca. Iar, pentru că erau tot din partea lui mama, am avut, nu știu eu, 10 unchii, tot bancheri, bancari. Okay. Adică director, inspector. Asta era nișa. Da, asta era nișa. Păi, cum tu să nu intri în banca, tu? Păi. Toată familia. Și eu la un unchiul al meu, că într-o dimineață a venit să mă ia, să mă duce la un colocviu, trebuia să vorbesc cu cineva, să fiu angajat. Și aveam să mă ia la dimineață și eram închis în baie. Și eram tiner, aveam 19 ani. Și batea la ușă. Băi, ieși de acolo. Nu! De ce nu vrei să vii? Mă, unchiule, pune-ți în cap că eu, dacă joi dimineața vreau să văd ce culoare are cerul la ora 11, eu trebuie să fiu afară. Adică trebuie să am posibilitatea să am afară. Și invers, dacă lucrez într-o bancă și sunt în spate la un ghișeu închis și trebuie să stau acolo, n-am cum să merg afară. Înțelegi? Asta a fost explicația mea și mi-l aduc aminte și acum. Și săracul el, până că a murit, de fiecare oră se întâlnea cu mine, mă aducea aminte. Te aduce aminte de ce mi-ai spus? Da. Deci asta ar fi. Da. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? A, aici am câteva. Mulțumesc. Te le zic, dar nu te le zic în ordin. Pentru că ordin l-ar stabili, adică înainte o carte și după, în funcție de omul la care ar da cartea. Corect. Da? Corect. Bun. Biblia. Elogio nebunie. La Divina Commedia. Și o carte că mie l-am recitită de mai multe ori, mai ales când am aflat că ar fi fost scrisă în Italia, Omul și Mare. Omul și Mare. De Hemingway. Atât. Atât. Măcar asta patru. Măcar asta. Măcar asta patru. Astea să fie. Măcar asta patru. Dar la Divina Comedia l-ar lua chiar una din edițiile în care se le pun pe gânduri, se interpretează tot ce vrea să spune Dante Alighieri acolo, știi? Că este foarte frumos. Adică, în Divina Comedia este o Divina Comedia este o carte care presupune tu să cunoști istorie. Ok. Că dacă nu cunoști istoria, nu se leagă. N-ai cum să știi. Și asta a fost chestia fane. Mm-hmm. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Frica cea mai mare pentru mine a fost oameni. Oamenii? Da, când eram copil, mă împiedicam la vorbit. Mai mult decât mă împiedic astăzi. Dar mă împiedicam așa. Pentru că mi era frică de oameni. Atunci ei mei m-au dus la... Pe atunci era un psihiatru asta, că s-au gândit că aveam o problemă neurologică. Vorbesc de anii 60, încă nu prea se știa vis-a-vis de... chestiile astea și
De la Cosenza m-au dus la Napoli. Am stat în tratament la Seraci, făceam un drum de genul ăsta la fiecare 15 zile. Am stat în tratament aproape 6 luni. După 6 luni eu vorbeam corect și problema mea a fost de frică de oameni. Atunci el m-a învățat un lucru extraordinar, că îl folosesc și acum. Și l-am folosit când am ajuns în circ. Ajunge, gândește că oameni nu sunt dușmanii, dar de-abia așteaptă să aud ce ai de spus. Important ca tot ce ai de spus să-l gândești cu câteva clipe de secunde înainte, microsecunde înainte, în creierul tău. Să nu te spun, să nu ieși prostii. În practică este să fii sigur că gurița este conectată la creier. Și la mulți, în ultima vreme, eu îl ved cam deconectată de creier, gurița. Hai să mergem mai departe. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Aici nu este un da. Eu am pierdut tot în viață de trei ori. Oh. Pentru că, exact cum te-am spus la început, am stat lângă niște persoane foarte superficiale. Dar nu ei au fost de vină, eu am fost de vină. Pentru că dacă eu eram mai atent, cu tot că ei erau superficiali, vedeam. Dar n-am fost atent pentru că am fost prins de 100.000 de chestii. Emisiuni, chestiile de papo, aia... Ar face exact ce fac acum. Ar munci. Munca, pentru că, te repet, asta este mare noroc de o persoană ca, în loc să investește numai în extern, a investit în sine. Adică eu sunt instrumentul meu de muncă. Eu aveam o vorbă acum mulți ani. Și dacă rămân fără job, fără nimic, dacă îmi pun cu o chitară în mână și intru într-un birt, totuși fac banii de mâncare. Poți de la început. Și eu de la început. Asta este tot. Bine. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Tot se învârte în jurul bucătăria. În care am avut cel mai mare reușite și câteva eșecuri. Și vorbesc de eșecuri de firmă. Ok. Pe partea de business? Pe partea de business. Din păcate, faptul principal este pasiune. Când pui prea multă pasiune și ai vrea bucătăria ta să fie cum ai visat-o de una, nu ești un manager bun. Eu am ajuns să fiu manager bun în vârsta târzie. Când am început să spun ok, pot să-mi cumpăr aragazul asta dacă încasez atât. Dar în mentalitatea mea de înainte era cumpru aragazul asta pentru că sigur am să încasez. Și nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Asta este adevărul. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Parcurge viața exact așa cum l-am parcurs eu. Cu piciorul pe accelerația, la maxim. Să te bucuri de paisajul că este în jurul viața ta. Să te bucuri de oameni. Cum sunt ei? Nu îl faci pentru ei, îl faci pentru tine. Exact cum sunt. Bucuria maximă este când te pui cu picioarele drept pentru ultimul drum. Este... Băi, am trăit. Și am încercat să nu lovesc pe nimeni.
Că asta este important. Pentru că e simplu de a trăi pe durere și probleme altului. Cel mai greu e de a trăi făcând lucruri corecte, chiar vis-a-vis de tine și vis-a-vis de alții. Atât. Atât. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Asta este un alt fel de întrebare foarte asemănătoră cu aia, eu pot. Mm-hmm. Ce vrea? Eu cred că este diferit de ce se dorește, ce te dorește. Ok. Eu aș dori o steaua Michelin. Dar nu-l vreau. Pentru că o steaua Michelin, de o parte m-ar bucura că orgoliul meu personal, i-am avut posibilitatea, am fost vizitat în 2009-2008 și nu l-am uleoată pentru că atunci România nu era pregătită pentru steaua Michelin. Asta m-au spus niște prieteni care au ajuns la cine m-a vizitat, că au stele Michelin și tot, adică au cunoștințele. Dar nu-l vreau pentru că încă nu ved România afară de câteva oameni care o pe fițe, o pe bună știință, adică care cunosc, ar aprecia ceva de genul ăsta. Și vezi, sunt două lucruri diferite. Visul și realitate. Aș dori e vis. Mm-hmm. Aș vrea este realitate. Mm-hmm. Atât. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Dacă aud cuvântul succes, mă gândesc la mine. Și am reușit. Pentru că am crezut foarte mult în ce fac. Știi care este chestia? Succesul. Acum, lăsăm gluma deoparte. Succesul nu se clătește pe minciuni. Și pe înșelătorie și pe prostii. Succesul se clătește pe zile, nopți, ani de muncă. Răbdare. Și muncă. Munca. Ca răbdare, dacă stăm cu răbdare, știi, bancul cu ardelinii, cășuț, până că mama a plecat, Melcu a fugit. Aia e răbdare, înțelegi? Nu. Okay. Ok. Nu. Eu nu sunt cu răbdare. Mm-hmm. Nu. Nu sunt nici cu eu vreau tot și acum. Uh-huh. Dar îmi place să comprimez timpul, pentru că dacă nu îl comprimez, dacă nu îl grăbesc un pic, dacă nu îl storc, el se aprofită de mine. Și atunci am să îmbătrânesc prea... Eu deja sunt bătrân. Și nu... Dacă am ajuns la 60 de ani, că am reușit să fac așa de multe, e pentru că am reușit să-l organizez timpul. Asta este lucrul cel mai important. Uh-huh. Uh-huh. Ultima întrebare, Antonio. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebi? Nu. Eu cred sincer că... Da. În ultimii 20 de ani m-am întrebat de toate. Chiar de toate. Și din partea cealaltă nu sunt un om ca sufer, că nu pot să externalizez ceva. Dacă e nevoie, cer sau spui. Da, adică eu ved la... Am Facebook ca tot lumea, dar atât mă distrez... Când vezi lumea că pune pe Facebook orice prostie, orice... Mai copii, sunt anumite chestii care nu-mi interesează. Mie personal nu-mi interesează că ai băut un shake la nu știu ce local de fițe. Problema ta, să fii sănătos. Adică eu niciodată, îți fac un exemplu, m-a plăcut să vorbesc de viața mea privată, intimă, afectivă.
Pentru că mi s-ar părea că îl profanez. Da? Adică eu o chestie în general. Mă duc cu prietenii, da? Când mă duceam eu cu prietenii, la o bere, primul lucru că aud, mă, am stat cu aia, am fost cu aia, am făcut aia, am făcut... Lauda. Când ved chestia genul asta, mi-e ia o repulsie, și dacă sunt bărbat, și dacă sunt femeie, pentru că e cum dacă vorbim de ce am mâncat la prânz. Știi? Am mâncat asta, băi, am mâncat niște spaghete carbonara. Că, după, lucru care mi distrează cel mai mult e că prietenii mei se laudau da. Și după când eu mă interneam cu fata respectivă și se întâmpla ceva, lasă că o dura 3 minute, știi? Chestie, adică mie nu-mi place să mă construiesc un falso eu. Nu, eu sunt așa, cum vedeți. Poate asta a fost secretul din așa spus, acum în glumă ghirimele, succesul meu. Mm-hmm. Pentru că chiar n-am vrut să fiu unul pe scenă, altul, nu. Așa. Cum sunt, ai sunt. Cum ești. Vă place? Nu vă place? Fără măști. Asta este, fără măști. Mulțumesc, e gata, Antonio. Pentru puțin. Super. Mulțumesc mult, Daniel. Și eu. Din tot suflet.